Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Progresul tehnologic din zilele noastre face ca de cele mai multe ori imposibilul să devină posibil. Astăzi în emisiune vom discuta despre problema persoanelor cu deficiențe de auz și a persoanelor care sunt afectați de surditate. De aceea tema emisiunii de astăzi eu am intitulat-o Șansa de a auzi. Vom discuta despre aparatul magic care dă posibilitatea oamenilor să facă parte și ei din lumea reală a muzicii, a sunetului, să trăiască și ei exact cum trăiesc oamenii care aud zi de zi. Și vom discuta despre cum e să facem posibil ca în Republica Moldova statul să plece urechea față de acei care au nevoie ca acest aparat în Republica Moldova să fie susținut financiar de către stat și noi să beneficiem, mai bine spus, copiii și maturii, cei care au nevoie de acest aparat, el se numește implantul cochlear, să fie susținut de către stat. Și acum vreau să vă prezint invitații din acest studio. Este vorba despre profesorul Roland Lassig, directorul Spitalului Universitar din Freiburg, Germania. Bună seara! Bună seara! Da, vă mulțumim tare mult că ați acceptat să veniți la noi la Accent TV să discutăm și vă mulțumim pentru ceea ce faceți în Republica Moldova și ne închinăm în fața dumneavoastră pentru că ajutați copiii să audă și să se simtă și ei normal în lumea miraculoasă a sunetului. Thank you very much for being here. Thank you very much for being in Moldova and for everything you've done so far for us, for bringing the joy for children in Moldova and offer them the possibility to hear and to live a normal life. It's my pleasure to be here and I'm very happy to be here, so I very recognize and appreciate the hospitality of these very nice people living in Moldova. Ne pare bine. Da, puteți să traduceți, că eu am înțeles un pic. Este foarte bucuros să facă parte din acest proiect, să fie aici în Republica Moldova și să ajute copiii din Republica Moldova și se bucură că a fost primit cu atât de multă căldură aici, în țara dumneavoastră. Așa. Și dumneavoastră, care vă numiți Valentin Chiticaru, sunteți purtător de implant cochlear și reprezentantul companiei Cochlear. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră, în ziua de astăzi, veți îndeplini și funcția de translator și vom înțelege ce vorbește domn profesor. Vă mulțumim tare mult pentru acest. Cu mare drag, cu mare drag. Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr sunt un purtător de implant cochlear, da? De asemenea, nu există niciun fel de impediment în ceea ce privește acest dispozitiv, da? Nu există. Vom vorbi despre acest lucru, dar să o prezint okay. Și pe colega dumneavoastră de aici. Este vorba de Lilia Cordun Gruia, președintele Asociației Aud și Vorbesc. Bună seara și bună seara. Că ați venit la noi. Și vă mulțumesc de invitație. Da. Valentin, da? Cum este să și cum a fost, de la ce vârstă dumneavoastră ați fost norocosul ca să vi se implanteze aparatul respectiv? Am făcut operația la vârsta de 23 de ani, în urmă cu destul 7 de ani. Înaintat. Da. Am purtat proteze auditive de la vârsta de 10 ani, da? Când a fost depistată hipoacuzia. Ulterior a fost nevoie să fac această operație de implant cochlear, deoarece era singura soluție pentru ca eu să pot auzi în continuare. Și procesul de reabilitare, că știu că durează ceva timp, cât a durat pentru dumneavoastră la vârsta de 23 de ani? La vârsta de 23 de ani. Mai repede pentru că ați mai avut ceva. Sigur că da. Auzitor fiind, procesul de reabilitare a fost mult mai ușor. Este diferit procesul de reabilitare pentru auditiv, care a fost implantat progresiv, adică deja avea achiziția vocabularului, a limbajului și pentru un copil care se naște complet surd. Însă, procesul de reabilitare poate să fie extrem de mic pentru un copil care este implantat timpuriu și care face operația de implant cochlear cât mai devreme.
Da. Despre acest lucru am să întreb și pe domnul profesor. Sigur. Vreau să zic și telespectatorilor care ne urmăresc că potrivit datelor Asociației Republicane a Surzilor, fiecare al 10-lea moldovean are probleme cu auzul, iar aproximativ 3.000 de persoane au nevoie de intervenție chirurgicală. Și vreau să ne povestească domnul profesor, este trist niște cifre care ne spun că acești oameni sunt dornici de a veni, de a primi acest implant, dar să începem de la început, cum se spune. M-am documentat înainte de emisiune și am citit că pentru prima dată implantul cochlear a fost realizat în 1978 în Australia. Domnul profesor, puteți să ne povestiți când s-a întâmplat asta și de ce a fost nevoie ca să apară acest și cum s-a întâmplat că a apărut? She's asking about when it was the first implant in the world done and how was this possible? What made this possible in that time, for example? The first time is that multi-channel, not only one channel, with the multi-channel device was implanted in 78 in Australia. And the reason was that the first surgeon who did it, Remy Clark, his father was deaf. And so he was trying to find any electrical solution. And before, in the decades before, they did some experimental. So the first experiment with electrical stimulation of the ear was performed by Volta in Como in Italy in 1800. So that was the first one. So, but the real start was 78 with the multi-channel, and that was the motivation for him to give any advice and any help for his father for rehabilitation, and then it was a development, and now we have 500,000 patients worldwide. Mm-hmm. Primul implant multicanal, mm-hmm. da, nu cu un singur canal, a fost făcut de domnul profesor Graham Clark în Australia în 1978. Mm-hmm. Tot l-a pornit tot din nevoia de a ajuta, deoarece profesor, tatăl profesorului Graham Clark era surd. Din dorința de a-și ajuta tatăl, a vrut să găsească o soluție pentru el, pentru a putea trăi din nou într-o lume a vorbirii. Sigur că au fost încercări și teste până în 1978 de a dezvolta acest tip de implant. Prima încercare a fost... Which year did you say it was in 18? The first one. Yeah. Volta from Como in 1800. 1800. 1800. Yeah. Mm-hmm. Prima încercare a fost în 1800. Deci medicina a durat un pic timp până a ajuns la performanța aceasta de a. Exact, exact. Însă prim pionierul care practic a făcut posibil acest lucru și care a făcut prima operație multicanal a fost domnul profesor Graham Clark în Australia în 78. Așa. De ce, cum, când se începe și când își dă seama părinții că copilul ar avea nevoie de un implant și când se face screeningul? Cum începe acest drum ca să înțeleagă părintele sau maturul deja că are nevoie de implantul cochlear? What is the normal procedure for a family who will receive the news that they have a deaf child or if a young adult will have this problem, what they need to do, for example? So I tell my experiences since 1984. I am involved in cochlear implantation stud. Experiența domnului profesor este din 1984, este implicat în acest domeniu. More than 5,000 cochlear implantations, surgical procedures. Mai mult de 5,000 de operații chirurgicale. And deja realizate. Oh, yeah. Yeah. And the first child was in 1987. Și primul copil a fost în 1987. So if there is a hearing deficit, first they have to make a hearing test. Dacă are o problemă de auz, trebuie să facă un screening auditiv. Așa. Maybe to try hearing aids for a short time.
poate să general hearing aids. Încerce aparatele auditive pentru o perioadă scurtă. Yeah. If it doesn't work, there's no developed speech speech production. Dacă nu este niciun fel de avantaj, niciun fel de dezvoltare a vorbirii, practic. So if they cannot hear and they do not react. Dacă nu pot vorbi și nu pot reacționa, chiar și cu protezele auditive. Then we have to do another special hearing tests, computer tomography and magnet resonance tomography. Atunci, în cazul acesta, trebuie să facem un computer tomograf sau un RMN pentru a vedea ce se întâmplă. To find out maybe the reason, it could be also genetic defects. Este posibil să fie un o problemă genetică. And if it is clear that this child is deaf. Și dacă este clar că acel copil este complet surd, then we should do the implantation as soon as possible. Earlier is better. Atunci trebuie să facem operația de implant coclear cât mai repede posibil. That means the best age is approximately 10 to 14 months. So very young children. Practic, fereastra pentru o implantare cât mai bună este de la 10 luni la 14 luni. Just a short story. I did it in a small girl and she is now in my department in the third year of ENT resident, as an ENT resident and totally deaf, has two cochlear implants, can use the telephone and is working regular as an ENT doctor. Ce este extraordinar, a făcut această operație pe o pacientă extrem de mică, da? o colegă de-a dumnealui acum, pentru că acea fetiță care este implantată bilateral este anul 3 de rezidențiat în spitalul domnului profesor. Poate să vorbească normal la telefon și trăiește o viață normală fără niciun fel de problemă. Da. Pentru că le avem și telespectatorii noștri pot să vadă, avem aici, da, mulajul și avem și aparatele acolo. Un pic. Sunt niște, eu să zic așa, miracole pentru oameni, da? Pentru că oamenii, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, încep a trăi viața reală, încep a auzi, a dansa. Cunosc, am văzut pe internet videouri și povești frumoase a unor copii care sunt și campioni de dans, sunt și persoane care iubitoare de muzică, muzicieni. Deci este absolut viața 100% trăită din plin, da? Să înțeleg, după acest implant. Absolut. Nu există niciun fel de restricție în ceea ce privește implantul coclear sau viața de după această procedură. Practic, ceea ce primești în urma unei operații de implant coclear este mult mai mare decât ceea ce nu ai avea parte dacă ai trăi într-o lume a tăcerii. Practic, ar trebui să spun și cum funcționează implantul acum? Da, eu vreau către domnul Lasic să mai întreb ce riscuri implică operația de implant cochlear sau dacă nu sunt riscuri sau ce se întâmplă dacă aveți așa că nu primește organismul acest implant? There are any surgery risks regarding the cochlear implantation. There is, for example, there are patients who will not accept the body will not accept the implants, for example. Each surgical procedure has a risk. That's normal. But what we are doing here also in Moldavia is to train the doctors. Fiecare operație este normal să există un risc mic. So I stay here for the doctor behind him. I do the surgeries and a doctor is doing the surgery to make it as a safe procedure because these children are healthy. They do not have anything except deafness. So we do not have any severe risk. This is not allowed. It's not a cancer. It's not a big issue from the medical point. Ce a făcut domnul profesor aici, spre exemplu, a fost să antreneze chirurgul
din Republica Moldova, domnul doctor Didencu de la Spitalul Emilian Coțaga, și practic a stat în spatele lui pentru a vedea și pentru a-l învăța cum să facă o astfel de operație. Practic, nu există niciun risc sever na, care să pună în pericol pacienții, deoarece aceștia au o sănătate bună, na, adică nu au alte probleme de sănătate, cu excepția problemei de auz. Am înțeles. So you need one anesthetist, you need one surgeon, and that is enough, not 30 surgeons, 30 anesthetists, to collect all these knowledge together to one person. So I have in my department only 3 surgeons doing cochlear implantation out of 35. Ce trebuie să existe într-un spital este un chirurg și un anestezist na, pentru a putea să facă această procedură. Domnul profesor are în departamentul dânsului 3 chirurgi care fac operații de implant coclear dintr-un total de 35. În Republica Moldova, prima dată a fost realizat operația chirurgicală de implant coclear în 2010. Dumneavoastră, acum știu că la fel ați participat la niște operații și ați fost împreună cu echipa de la noi din Republica Moldova și ați realizat aceste operații. Cum vedeți în continuare colaborarea cu statul? Pentru că este cel mai important că la noi, Republica Moldova, nu există suplinirea financiară de către și părinții. Iată, de aceea, după ce o să răspundeți, o să vorbim și cu asociația care a fost nu de mult creată, a părinților care au copii cu deficiențe de auz și au nevoie de acest implant. Dumneavoastră, cum propuneți, cum vedeți ca în Republica Moldova, ca și în alte țări, să fie susținut de către stat acest proiect? She knows that the first surgery, cochlear implant surgery in Moldavia was in 2010. And also you are here now because you want to develop something here in Moldavia, because you want to help children here in Moldavia, and you made possible some surgeries last year in 2017 and now again. So How are you seeing this this development in Republic of Moldavia? Because there is no cochlear implant program right now in in Republic of Moldavia. This is a very important point. The surgical procedure is one point. This is it's maybe in 2 hours it's finished, the surgery. But the rehabilitation takes a lifelong. And that means, and there we need also here, so we have it in Germany and other countries as well, so we need also in the Republic of Moldavia, we do need a construction, whatever it is, it's adapted to the local medical system, to make it in a straight way forward, to educate teachers for the deaf, logopedes, speech therapists, and all these technicians, they are working with the children and with the parents. This is important. Mm-hmm. So the parents are the most important thing. If you put a child a cochlear implant, it will work and it's fine. But the parents, these are the most important persons. They have to be counseled how to deal, how to treat the patients, and how to get together with that. And there you need a construction structured program. And I hope the government and the presidency will develop this program to help these children and maybe also elderly patients. Pe scurt. Practic, aici în Republica Moldova, de ce este nevoie? Partea chirurgicală este una, da, care se termină în 2 ore și este o parte chirurgicală pe care imediat se face, însă partea dificilă. Și la noi e cu succes, da? Din câte știu, toate operațiile au decurs foarte bine și avem rezultate bune, da? Absolut, toate operațiile din Republica Moldova care au fost făcute până în momentul de față au decurs fără niciun fel de probleme. Deci aici nu avem probleme la acest capitol, da. În ceea ce privește partea chirurgicală, nu există probleme din acest punct de vedere. Da?
inclusiv partea de audiologie, sunt la cele mai înalte standarde, da? Iar acum dorim ca în Republica Moldova să existe cineva pe partea chirurgicală care să poată să facă aceste intervenții. Iar domnul profesor a ridicat problema faptului că trebuie să existe de asemenea și o structură bine pusă la punct, adaptată la nivelul țării, da? Prin care pacienții să poată beneficia inclusiv de reabilitare. Da, ceea ce e foarte important. Exact. Pentru că odată... Și ar fi bine să fie câteva centre, da? Unul, cred că, la nord, unul la sud și, sau unul mare în centru orașului. Întotdeauna este bine Republicii. Să începem, de la spre ceva, exemplu... Da, de la o școală, da. Exact. Uh-huh. Să fie profesori educați, să fie... Logopezi, avem nevoie aici de învățători, da? De psiholog. Absolut, probabil. Absolut. Mai ales logopezi care să fie învățați și consiliați, să transmită informația mai departe familiilor, pentru a consilia familia, pentru a le spune ce trebuie să facă, deoarece această familie va fi stâlpul de temelie, să spun așa, în cazul unui copil deci, cu implant coclear. Foarte mare rol îl are și familia în momentul în care deja a fost făcut acest implant, da? A fost introdus implantul. Dar aici la reabilitare, vă întreb pe dumneavoastră pentru că cu siguranță cunoașteți, la reabilitare, probabil reabilitarea depinde, perioada de reabilitare depinde de la ce vârstă a fost făcut acest implant, da? Operație. Dacă ea este timpurie la copilul până la un an, că așa am înțeles că e mult mai bine la un copil până la un an să se facă. Că, și atunci procesele de vorbire, procesele de sensibile, de audiere, da, toate comunicare decurg în ritm normal. Iar la noi, în Republica Moldova, din păcate, screening-ul a început, dar e foarte, la nivel foarte slab. Și noi avem mulți copii deja trecuți de vârsta cea bună pentru a face acest implant. Și perioada, să înțeleg că se lungește de reabilitare. Absolut. În momentul în care un copil este implantat mai târziu, da? Dau un exemplu. Dar nu știe nimic. Perioada de reabilitare va fi mai mare, automat. Da? Asta nu înseamnă că nu o să poată să vorbească, asta nu înseamnă că nu o să poată să poarte o conversație, doar că nivelul de muncă care trebuie depus de către familie, de către logoped, de către specialiști, va fi cu mult mai mare. Cunosc copil care a fost implantat chiar și la 6 ani, da? Care este o vârstă destul de mare, da? Iar ea acum spune poezii și comunică cu mama ei foarte ok. Însă s-a chinuit extrem de mult, da? Și din cauza aceasta un copil implantat timpuriu, da? Depistat, dacă este posibil la naștere, cu ajutorul screeningului, da? Și tot aici, atunci, la etape, putem să spunem că în interesul statului este să facă și acest screening, da? Sistemul de depistare a problemei mai devreme, da? Domnul Absolut. Profesor. So, for example, she knows that... În maternități ar trebui, da, să fie copiii... Absolut, absolut, absolut. In Republic of Moldavia, they have a national newborn screening, yeah. But it's not... functioning properly right now. So this is also a good point where they should improve this procedure. The newborn hearing screening is one of the essential assets to do it and to improve it, because there we can detect the children very early and then we can start very early with the therapy. Este un topic extrem de important, pentru că odată depistat copilul, da, poate să intervină rapid și poate să facă operația cât mai timpuriu, tocmai pentru a putea beneficia. Da, și aici putem sublinia, domnul Valentin Chiticaru, despre faptul că statul și-ar scuti de cheltuielile suplimentare pentru acel copil care este asistat social mult mai scump, da? Și se plătește pensii, se plătesc mai multe lucruri decât dacă ar depista această diagnoză mai devreme și i-ar da posibilitatea să fie un plătitor pentru stat și să fie un cetățean normal. Total de acord, total de acord. Costul implantului coclear, da? Într-adevăr, va fi costisitor pentru stat la început, dar pe termen lung, da, pe întreaga durată a vieții
a unui purtător de implant care va fi un membru integrat al societății, care va fi un om normal, practic, da, care își va plăti taxele, exact. Da, va câștiga înzecit, da, decât să fie asistat social, cum a spus dumneavoastră. Da. Domnul profesor Lazic a fost pionierul multor astfel de programe în lume. Da? Domnul profesor Lazic a vizitat peste 50 de țări. Wow. Da? Și a antrenat extrem de mulți chirurgi și tocmai de aceea am vrut să avem cei mai buni chirurgi în Republica Moldova care să ajute la, la dezvoltarea unui astfel de program. Da, suntem extraordinar de bucuroși că we are talking about now that you are one of the people who helped many, many countries to establish a national implant program. Yes. Because the government, the state government will spend way less compared to the amount of money for a non-implanted child who will be assisted by the state in the period of life. Yeah. It's cheaper to have an implant than to have a deaf child getting the whole life. It's more expensive for the state than to have an implant. Da, da, da. Este cu mult mai scump pentru stat, na, să aibă grijă de un copil surd, exact. Decât ce spuneam eu, da, decât să facă o there are operație. Also scientific investigations available on the market in the scientific literature. This is described. Este de asemenea există studii, da, în literatură care arată, da, studii în Franța, Polonia, Ungaria, da, Germania. Există studii care arată cât cheltuie statul, da, și cât economisește cu un copil care are, cu o persoană care are implant coclear. Sure. So, no. The cost just the cost effectiveness for a heart transplantation or kidney transplantation or a hip replacement is less cost effective than a cochlear implant. Spre exemplu, pentru un transplant de inimă, pentru un transplant de rinichi, de șold, spre exemplu, este mult mai mic, na, decât pentru un implant cochlear, da? Iar efectul este extraordinar. Extraordinar, da, am văzut și eu aceasta. Și o să ne spune despre aceasta și președintele Asociației Aud și Vorbesc, Lilia Cordun-Gruie, care dumneavoastră sunteți și mama unui copil care a avut norocul să primească acest implant. Ne povestiți la ce vârstă copilul dumneavoastră a primit și cum este acum. Așa este, sunt mama unui copilaș care este purtător de implant cochlear. La vârsta de 3 ani și 7 luni am plecat în Italia cu speranța de a căuta o soluție pentru copil. Deci la noi în Republica Moldova nu era posibil. Nu era posibil. Am fost informată de medici că există o posibilitate de implant cochlear, dar doar atât și am crezut că peste hotare va fi mai simplu pentru noi. Acolo am primit acest dispozitiv. Dispozitivul l-ați primit gratuit? Gratuit, fiind un cetățean străin, într-o țară străină, am fost primită foarte bine. Ne-am întors acasă cu speranța că copilul nostru are șansa să audă, după care să-și dezvolte vorbirea și să fie integrat în societate. Este complicat la 3 ani și ceva să lucrați și, cum a spus domnul profesor, munca dumneavoastră a fost esențială? Așa este. Eu am o colegă care are un copilaș ce a fost implantat la 10 luni. Așa. Deci noi comunicăm foarte des și facem schimb de experiențe și am văzut că în cazul ei reabilitarea merge mult mai ușor decât în cazul meu. Uh-huh. Pentru că este o diferență. La 10 luni se primește implantul și la 3 ani și 7 luni. Dar am ajuns la succes, acum dialogăm, copilul este integrat în grădiniță de masă, nu am optat pentru grădiniță specială,
am fost așa mai optimistă, cu toate că specialiștii de la noi din țară recomandau grădinița specială, dar... Ne-ați zis nu, eu nu voi reuși. Da. Și ați depus efortul. Unde ați mers pentru reabilitare? Eu știu că în Republica Moldova de ceva timp a fost deschis Centrul Republican de Audiologie, da? Și la ei există și un cabinet de logopedie, așa? Așa. Și în emisiune un pic mai târziu o să dăm posibilitatea și să vorbească doamna din centrul respectiv. O să avem un material video. Dar dumneavoastră, cum ați mers și cât timp a durat? Când ne-am întors în țară, imediat la 3 zile ne-am adresat la centrul de audiologie, la cabinetul logopedic. Am beneficiat de câteva ședințe logopedice gratuit, așa cum oferă programul de stat, dar am înțeles că nu este suficient ceea ce oferă și este necesar rolul meu, implicarea mea acasă, în mediul de familie. Pentru că la specialist copilul beneficiază doar o oră, aproximativ o oră, dar acasă cu mama este 24 de ore din 24. Deci, și am așa o vorbă populară, mai bine decât tine nu face nimeni. Exact. Și m-am implicat în acest proces de reabilitare. Dar de unde v-ați informat? Cineva? Pentru că nu exista. De unde? De pe internet sau de unde v-ați informat? Vă zic, fiind în Italia, am sunat aici la centrul de audiologie, pentru că acolo am primit și diagnoza. Am înțeles. La copilul meu. Și am sunat și am întrebat. Este posibilitatea să fie ceva reabilitare pentru copilul meu, să știu ce să fac? Rămân în Italia sau mă întorc înapoi în țară? Uh-huh. Ei m-au asigurat că da, este și am venit. Dar am văzut că este puțin. Puțin totuși. Da. Deci este necesar, simțiți ca părinte că este necesar un centru specializat în care să fiți asistat de la A la Z de specialiști. Corect. Uh-huh. Și ar fi de dorit să fie în fiecare zi. Deci copilul să beneficieze în fiecare zi câte o oră la cabinetul logopedic și deja ce face părintele acasă ca să fie o continuitate, da? Uh-huh. Da, despre asociații vreau să vă întreb. Cine v-a ghidat? De unde? Ați văzut peste hotare că există asociații de așa fel și care se luptă pentru ca să fie auziți oamenii cu așa probleme? Sau dumneavoastră ați zis, fiind așa puternică și energică, ați zis, eu vreau să încerc să susțin toți părinții? Da, am văzut în România sunt câteva asociații, printre care este Ascultă Viața, Audiosofia și altele. La o întâlnire ocazională cu, credeam că sunt unica în țară cu copil cu implant cohlear și având o ocazie să mă întâlnesc cu alți părinți care au aceeași problemă, văzând durerea lor și având dorința aceasta de a ajuta în suflet, a apărut această idee de a crea o asociație. Uh-huh. Pentru că unde sunt mai mulți, puterea este mai mare. Exact. Și care sunt succesele dumneavoastră? De cât timp? De ceva timp sunteți? Da. Nu de mult. Avem deja 2 ani. În acești 2 ani noi am reușit, prin intermediul implicării primei doamne și a Fundației de Binefacere din Suflet, să realizăm 2 proiecte unde copiii au beneficiat câte un implant cohlear și astfel ei din lumea tăcerii au trecut în lumea sunetelor. Deci șansa de a auzi le-a oferit-o Fundația din Suflet. Corect. Și acești oameni sunt acum susținuți și sunt achitate din total. Corect. 100% da. Implantul, da. Să înțeleg, da? Da. Implantul costă, din câte m-am documentat eu la diferite clinici, de la 20.000 de dolari până la 30.000 de dolari. Deci e destul de costisitor. În Republica Moldova nu poate să-și permită un părinte să achite aceasta. Dar acum au această posibilitate pentru că... Da, prin proiecte, prin... Sufletul mare pe care îl are prima doamnă și Fundația de Binefacere, copiii au reușit să obțină acest implant. Da, ne bucur enorm că această șansă de a auzi și lumea miraculoasă a sunetului acum aparține și acestor copii. Vreau să vă întreb dacă v-ați adresat vreodată la stat cu scrisori și cât sunteți în asociație? Noi în asociație suntem peste 25 acum. De membri. Mm-hmm. Da, sunt copii care au fost în proiect și sunt alți copii care au primit implant peste hotare. Dar auzind de noi, au dorit să se alăture, să fie în asociație și să ne susținem reciproc ca părinții, da? Să ne întâlnim în grup, da? Să facem schimb de experiențe. Ce ai făcut tu acasă cu copilul tău? Cum ai făcut tu? Cum merge la tine la vârsta care a fost implantat?
Da, aveți contact cu Asociația Republicană a Surzilor? Pentru că ei, din câte știu eu, s-au adresat cu mai multe, că au fost și aici la noi în emisiune, cu mai multe cereri de diferit tip față de stat, ca să fie susținuți. Dumneavoastră cu ei comunicați, că ei au și date mai multe. Da, am început să comunicăm, suntem în colaborare cu ei. Așa. Acum putem să facem un apel atunci pentru toți părinții care au diagnoza copiilor că nu aud sau sunt surzi, ca să se alăture asociației. În așa fel, după părerea mea, veți fi mai mulți și atunci când sunt mulți, puterea crește și veți fi auziți și poate s-a mișcat Carol și în Republica Moldova vom avea aceste școli specializate, vom avea un screening și vom avea posibilitatea ca statul, CNAM-ul, da, să fie persoana care susține, adică instituția care susține copiii cu deficiențe de auz și cu surditate. Vreau să acum, la moment, să regia să pună pe post materialul video care l-am pregătit, cum vă spuneam, cu Angelina Chiaburu, șeful secției Centrului Republican Audiologie, unde doamna ne spune ce se întâmplă la moment cu persoanele, ce înseamnă cabinetul de logopedie la moment și care sunt statisticile. Vă rog! Vă aflați în Centrul Republican de Audiologie, de Protezare Auditivă și Reabilitare Medico-Pedagogică. Este unicul centru din Republică care acordă asistență specializată persoanelor cu diferite probleme audiologice și probleme vestibulare. Centrul DAT a fost creat în anul 2001 cu suportul și sprijinul Guvernului Belgiei, pentru că la baza creării centrului DAT a fost un proiect din partea Guvernului Belgiei de dotare cu utilaj modern, care corespunde tuturor cerințelor internaționale față de explorările audiologice. După aceasta, evident că au mai urmat și alte proiecte susținuți de partenerii din Franța, din Elveția, un suport enorm am avut din partea guvernului Japoniei, proiectul JICA. Asistență specializată primesc în centrul DAT atât copiii cât și adulții. Deci, întrucât este dotat cu un utilaj modern care ne permite nu doar un diagnostic precoce, nu doar un diagnostic timpuriu și diferențial, deci ceea ce ulterior ne permite ca să abordăm tactica sau o tactică medicamentoasă de tratament sau o tactică chirurgicală sau, dacă nu, în dependență de leziune sau de patologie, reabilitare protetică prin protezare auditivă sau prin implant cohlear. Deci aș spune că pacienții noștri sunt de la primele zile de viață până vârstnicii, chiar de vârstă înaintată, care au probleme legate de auz sau de aparatul vestibular. Am revenit în studio și acum vreau să adresez domnului profesor Roland Lasig o întrebare și să ne este interesant cum considerați dumneavoastră care sunt cele mai importante puncte, cele mai importanți pași pentru ca un program național să funcționeze și să înceapă să lucreze așa cum se întâmplă în țările de peste hotare. What are the main points to start a national implanted program to work like other countries? You do have that everything is ready to give the money for that program. So that's the first point. Then we need educated doctors. Trebuie să existe acele fonduri, acei bani pentru acest program. Apoi avem nevoie de doctori care să fie educați. So that they put into this frame, in this program. So we need doctors, we need logopedes, pedagogues, speech therapists, engineers. Deci, practic, avem de acești specialiști pentru a pune în program doctori, audiologi, terapeuți, logopezi. Mm-hmm. No? A sufficient newborn hearing screening program. Este foarte eficient să existe un screening neonatal universal. This is for pre-operative and operative. And then we need a post-operative care with pedagogues again
and counseling the parents and to put that in a structure. So that must be, is not depends on donations, that must be paid directly to these persons and then they may progress. And this is, you have to be, to take that in into consideration. It is a long life procedure. Practic, ce trebuie să fie este că există acest program de screening, da? Înaintea operației care trebuie efectuat, da? Apoi urmează operația și, după cum am spus, și terapia, reabilitarea, da? Și trebuie luat în considerare că acesta este un procedeu, da? Pentru întreaga viață sau pentru o perioadă de timp până când va fi acea persoană reabilitată. Așa. And then to put it in the center together. Și apoi, maybe one center is enough or maybe two centers for Republic of Moldova, but that is enough. Practic toate aceste lucruri pe care le-a spus domnul profesor Lastic trebuie spuse într-un centru sau poate două centre, cu siguranță sunt suficiente în Republica Moldova, tocmai pentru a avea o structură clară și pentru a funcționa împreună. Dar este totul posibil dacă se dorește, da? Dacă este dorință și dacă everything she hopes that everything will be possible, da, așa că așteptăm putere de voință a politicienilor și if the responsible persons are will do that, this is possible. Da, dar și acum, da, am înțeles că asta am înțeles și telespectatorii noștri cu siguranță, dar vreau neapărat, okay, este materialul video pe care rog regia să-l pună acum și dumneavoastră să comentați în ce constă acest aparat, da? Vă rog frumos video-ul să apară acum, că el este fără sunet și noi o să putem comenta. Domnul Valentin Chiticaru o să ne spună, da, vă rog frumos. Da, sunetul nostru rămâne, da, și noi putem să vedem. Da, poftim, ne spuneți. Practic, este vorba despre, este compus din două părți, o parte internă și o parte externă, da? Implantul propriu-zis care se montează sub piele și partea externă, da? Procesorul de sunet, care practic captează sunetul de la cu ajutorul celor două microfoane, le trimite către partea internă prin acea antenă care este pusă pe capul pacientului, purtătorului de implant, da? Sunetul acesta este transformat în impuls electromagnetic care circulă de-a lungul electrodului, da? Către cochlee, da? De la cochlee, practic, pleacă către creier și se formează sunetul. Practic, este o stimulare electrică, da? Însă, așa cum am spus, fiind purtător de implant cochlear, în cazul meu, auzul este complet natural, spre exemplu, fără să fie nicio diferență față de, da, auzul. Pentru că eu acum comunic cu dumneavoastră și înțeleg că este absolut natural totul. Față de cum auzeam înainte cu proteze. Așa. Și pentru că suntem deja pe final, vreau doamna președintă Asociația UCI Vorbesc să ne spună ce doleanțe mai aveți în continuare sau dacă un apel către persoane ca să mai vină și în asociație și cum să mai departe să existe acești copii. Fiind o asociație încă mică, da, cu peste 25 de membri, cei care au nevoie, care o consultație, ce este implant cochlear, cum funcționează acesta, care este procesul de reabilitare după. Poate să se adreseze la Asociația UCI Vorbesc, putem să oferim această informație, putem să facem legătură cu domnul Valentin, care este o dovadă reală că prin implantul cochlear poți să devii o persoană integrată. Ca o doleanță ne dorim să dezvoltăm un proiect de reabilitare, pentru că ceea ce oferă statul e bun, dar e puțin. Părinții au nevoie în fiecare zi. Și în cazul meu, am fost nevoită să mă înscriu la universitate, să învăț cum este specialitatea de logoped și cum să mă ocup cu copilul meu, să descoper care sunt metodele. Așa, deci dumneavoastră ați făcut studii speciale ca să începeți să lucrați să-mi cu copilul. Să-mi ajut copilul să poată vorbi. Dar nu toți părinții vor pleca la universitate să învețe. Sunt unii care trebuie să lucreze, înțeleg, ca să întrețină familia, da? Și aceasta este dorința noastră cea mare, da? Să ne unim toți, cei care au nevoie de reabilitare,
cei care au nevoie de implant și să dezvoltăm acest proiect, da? Fie împreună cu statul, fie poate pe cale ca asociație, dar să fie în beneficiu copilului, pentru ca el pe viitor să fie... Să aibă o șansă. Să audă și să trăiască exact ca toți. Și către domnul profesor, ultima întrebare. Sunt termeni de garanție pentru aceste aparataje sau dispozitive? Sau după aceea unele din elemente trebuie procurate de undeva? Că din cât îmi dau seama că sunt și uzabile unele. Da, asta este pentru mine. Pentru dumneavoastră? Okay. Practic, această parte externă, da, este compusă dintr-o antenă. Așa. Da? Este compusă dintr-un acumulator, da? Acesta. Da. Da, care funcționează inclusiv cu baterii de unică folosință, da? Termenul de garanție al procesorului de sunet este de 3 ani. Aha. Da? Termenul de garanție al părții interne este de 10 ani. Spre exemplu, în România, încă din 2000, de când se efectuează procedurile de implant cochlear, da, nu a existat nicio cădere a unui implant. Așa. Și sunt extrem de fiabile. Sigur că există situații când trebuie să schimbe filtrele care preiau sunetele. Uh-huh. Da, trebuie să le schimbe odată la 3-4 luni, da, sau dacă se strică ceva. Însă întotdeauna am ajutat, întotdeauna am oferit tot ce este mai bun pentru copiii din Republica Moldova, pentru că știm cu adevărat cât de multă nevoie este. Deci va trebui și aici să țină cont, da? Niște momente care se, elemente uzabile, ar fi trebuit iarăși statul să le aibă în vedere. Absolut, absolut, absolut. Tocmai pentru a fi mai ușor pentru familie. Așa, am înțeles. Eu îmi pare rău că timpul este foarte rapid și s-a scurs repede. Eu vă mulțumesc din suflet, domnul profesor Roland Lasig, pentru că ați realizat ce ați operațiile acestea și pentru că copiii noștri au avut marea șansă de a auzi și vă mulțumim pentru că ați participat și la programul acesta a Asociației din Suflet, coordonată de doamna Galina Dodon. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici prezent. Vă doresc în continuare să faceți lucruri extraordinare la acest capitol și să reușim într-o zi să venim în platou să spunem că este susținut programul de către stat. Asta îmi doresc foarte mult. Dumneavoastră succese copiilor și să fiți mai mulți și mai guralivi, pentru că în felul acesta o să fiți auziți. Domnul profesor zboară și trebuie să plecăm acum. La revedere! Numai la revedere! Eu vă aștept în fiecare zi de marți la ora 19 să discutăm noi despre noi.